Traian Băsescu spulberă sistemul lui Arafat în cazul satelor înghițite de ape din Galați. Fostul președinte aduce acuzații grave responsabililor pentru sistemul RoAlert. Traian Băsescu susține într-o postare pe Facebook că anunțarea târzie a sinistraților despre viitură este o dovadă de incompetență. Dacă RoAlert ar fi funcționat cu certitudine, ar fi murit mai puțin oameni cu certitudine, dezastrul cauzat de ape în gospodării ar fi fost mult mai mic, a scris fostul președinte. Băsescu i-a mai adăugat că o avertizare din timp a oamenilor i-ar fi făcut să se pregătească și să pună la adăpost ce aveau mai de preț.